Un prieten al emisiunii anticipa un pont din snooker. Avem un meci din optimile de finală de la turneul campionilor Players Championship. Meciul dintre Sean Murphy și David Gilbert. Sabin, te rog să ne detaliezi. Da, telespectatorul nostru mergea pe mâna lui Gilbert. Noi pariem invers. Sean Murphy, mi-aduc aminte pe vremul la GSP TV cu Andrei Vochin, când erau ponturi din astea față în față. Fiecare paria 2 covrigei. Asta era gluma. Să vedem, pariem 2 covrigei, telespectatorul pe David, eu pe Sean, și vedem ce este. Apropo, cota, super cota de ieri a fost câștigătoare, peste 1,5 goluri în acel meci din prima ligă de hockey a Rusiei. Da, Sean Murphy este în formă, vine și după victoria de la Operul Țării Galilor, turneul la care au fost prezenți cam toți jucătorii mari din lume. David Gilbert cam inconstant și cu evoluții slabe împotriva jucătorilor de top. Ăsta este motivul din care pariem pe Murphy cu handicap de minus 1,5 frame-uri. Se joacă primul la 18, deci cel mai bun din 11, deci primul la 6. Meciul este mâine de la ora 15. Va fi o partidă interesantă de urmărit pentru cei care pot să urmărească un meci de la ora 3 după aia. Da, Sabin, dacă este să pierzi acel pariu, îți dau un sfat, chiar un pont. Du-te în seara asta și cumpără o pungă de covrigei, pentru că mâine e posibil să nu mai de unde să-i dai omului, da, exact, dacă e să pierzi acest pariu. Fac un stoc serios de covrigei și pui și o bere alături ca să fie totul în regulă. Berea sperăm să fie cazul să o iei, pentru că ați dat ieri un bilet câștigător Sporting Bet în cotă 2. Haideți să vedem și care este propunerea redacției pariu1x2.ro pentru ziua de mâine.